Zecile de fabrici deschise de investitorii străini au transformat Timișoara într-un adevărat paradis al muncitorilor necalificați. E o adevărată bătaie pe locurile de muncă la bandă, în toate domeniile, de la automotive la industria textilă. Astfel că într-o singură zi, în Timișoara sunt angajați în medie 8 oameni, o spun specialiștii în resurse umane. Potrivit lor, în vestul țării se angajează cei mai mulți muncitori necalificați din România. Fără masterat, licență sau specializări în străinătate, iar de multe ori doar cu o diplomă de 8 clase. Asta caută mari investitori germani și italieni pentru fabricile lor de confecții sau componente autodeschise la Timișoara. Suntem pe primul loc la rată de angajabilitate la nivelul muncitorilor necalificați. În prima săptămână am reușit să angajăm peste 40 de persoane, da? În medie, o medie de cel puțin 8 persoane pe zi. Ce înseamnă asta? Raportând la orele dintr-o zi? 1 pe oră. Practic, în fiecare oră, agenții de recrutare întocmesc actele unui nou angajat. Iar candidații sunt încântați, mai ales că salariile pentru un necalificat trec de 1300 de lei. În domeniul maselor plastice aș dori să lucrez. Studii superioare, ați studiat ceva? Nu. Gimnaziu și cam atât. Un loc de muncă mai bun, salariu mai bun. La ce loc de muncă vă gândiți? În ce? Păi la o fabrică, operator mase plastice. Aveți studii superioare? Nu. Nu, dar zic că oricum se găsește greu. Mari investitori recunosc că, la bandă, singurul criteriu de selecție este calitatea produsului. Așa au transformat Timișoara în destinația favorită pentru muncitorii necalificați. În prezent avem 980 de angajați, dintre care 300 sunt în area de inginerie și 680 în area de producție. Avem angajați cu studii medii. Cel mai important este să fie oameni stabili, să aibă orientare către calitate. În județul Timiș, rata șomajului este sub 2%, iar revista Forbes a plasat orașul de pe Bega pe locul întâi în topul destinațiilor de afaceri din România.